Pentru mine încă e dimineață, chiar dacă nu e dimineață. M-a trezit verișoara mea pe la 11 ca să merg cu ea să bea o cafea. Verișoara mea care se căsătorește acum peste 2 săptămâni. O să vă filmez și la nuntă ca să vedeți ce tare e aici la o nuntă. Este foarte frig, deci comparație cu ieri, acum am bluză și geacă pe mine. Este foarte frig, ia sper să se schimbe vremea. Faza e că e ok să nu fie atât de cald, dar nu e ok să fie atât de frig. Să vedem ce se întâmple azi. Nu am idee ce să fac azi, totuși o să vă iau cu mine. Am ieșit la o cafea, acum ieșim la plimbare. Am fost la Liliaco să vedem dacă găsesc niște agrafe pentru păr. Am nevoie de agrafe Calo și nu găsesc. Nu mă claxona. Și mergem la celălalt Liliaco să vedem dacă găsim agrafe și să ne mai plimbăm prin oraș, că e tare urâtă vremea, e nașpa. Na, am fost la amândouă magazinele Liliaco și nu au agrafe de la Caloș. Adică pur și simplu au spus că nu se mai fabrică sau pur și simplu nu le aduc lor. Dacă voi știți undeva prin România că se găsesc agrafe de la Caloș, chiar aș fi încântată să-mi spuneți și mie, că nu pot să găsesc și chiar îmi plac foarte mult și am rămas cu 2 din sutele de agrafe care le-am avut. În sfârșit, un om normal care își pune centura de siguranță. Am urcat în mașină la vară mea și am zis, tu pui centura, cum să nu mi-o pun? Și ne-am pus amândouă centurile. Deci e prima oară de când sunt în Sighet, când urc în mașină cu cineva și îmi pun centura de siguranță. Că nu, nimeni nu își pune centura. O să vă arăt într-un clip cum parchează lumea pe aici, deci e nebunie totală. Și mi-am bucurat și eu ziua astăzi, că mi-am lăsat cineva să-mi pun centura de siguranță. Acum merg spre casă, m-am văzut cu vara mea și i-am luat smântână lui mama ca să facă de mâncare. Și începe să fie cald, eu sunt cu bluză cu mânecă lungă pentru că dimineața chiar era frig. Acum începe să fie cald și merg acasă să mănânc ceva, să mă schimb și să vedem pe unde mai ies astăzi. Pentru că chiar am făcut foarte puține chestii. Am ajuns din nou în cartier, doamne ce drumuri avem de tot ciuful. Dar totuși, da, o să mai ies astăzi, sigur o să mai ies și vă iau cu mine. Sunt acasă, nu se vede foarte bine. Am venit acasă, mi-a făcut mama omletă, că nu-mi venea acum aminte ce. Și o să vă arăt imediat, o să vi-l arăt mie pe frate meu după ce se îmbracă, să vedeți ce față are. Ce față are frate meu? Bine, hai că vi-l arăt acum. Moacă are. Suntem la Dykeman și logodnicul lui Sanda încearcă niște pantofi. Și așa e că am vorbit frumos despre tine. Nu, dai o bere. It's fine. Și după aceea o să mergem la Kaufland. Mă filmez aici între papuci. Chiar m-am gândit să-mi cumpăr și eu o pereche de pantofi roșii, pentru că o să am și rochie roșii la nuntă, cred.
Și o să vedem, după ce văd rochia care o să am, o să venim după pantofi săptămâna viitoare. Sanda probează papuci. Hai să vedem cu cât stil probează Sanda papuci. Hai să vedem. Îți despați și retoaz. Da. Wow, ce ciudat se vede viața fără ochelari. Mi-am dat jos ochelarii de la tine. Deci prin clip, prin cameră, nu se simte mirosul de picioarea lui Sanda. Da, minunat. Asta merge la gara, stii la gara. Mers la birou. Față, uite cât de departe e Kaufland-ul. Trebuie să mergem cu mașina, că pe jos e foarte departe. Suntem în față la Deichmann, care e din Sighet și știți. Și acum mergem cu mașina până la Kaufland, ca să vedeți ce excursia vieții o să fac eu acum. Suntem în Kaufland, tocmai Sanda s-a întors, n-o să te mai filmez. Ce drăguțe sunt chestiile astea. Foarte drăguțe. Dar nu sunt bufnițe. Nu sunt bufnițe. Ne primim la Kaufland, nu, e foarte multă lume și nu-mi place să merg la cumpărături și am ieșit cu Sanda și cu prietenul ei la cumpărături și mi-am cumpărat și eu o turtă dulce, ridic și o să mai cumpăr în față cu mâna. O să mai cumpăr eu ce... Hai, că merge pe cealaltă parte. O să o surprindem. Așa, o să mai cumpăr eu ce mai am chef și să vedem acum pe unde iese Sanda. Pe unde iese Sanda? Bună! Ți-am tocat căruciorul. Bună! Să știi ce ai accident. Accident de cărucior. Chestia asta e foarte interesantă. Ia uitați. Ați mâncat vreodată așa ceva din Kaufland? Ia, ce e asta? Brownie, cookies și ce faci? Spargi sticla ca să o mănânci? Sau cum? Bianca noastră puțin cam ciudată, vă zic eu. Vine de pe altă lume. Știți, ca atea femeile vin de pe Marte și bărbații pe Venus. Mm-hmm. Ei, Bianca! Bianca! Vii și te lăvați! Oh, Bianca! Deci îmi iau țepele vieții mele, știi? Bianca! Și după aia au Bianca! Și Sanda cu ce-o poză. Hai cu mine să-mi iau iaurt. Acum. Și nu mă călca. Ok, o să încerc. Oh. Bianca, ce vrei să-ți iei mai exact? Iaurt. Grecesc. Ce frig mi-a ieșit. E frig, brr. Nu, pele mea nu. Nu, numai pele mea. Hei, pară blondă. Ajută-mă. Dar cum ești roșcată? Ajută-mă să cumpăr brânză, te rog frumos, că mă fac de râs că nu știu ce brânză să cumpăr. Nu vreau brânză sărată. Asta e bună. E feta. Feta. Ce să aleg? Fetele mea de oaie și brânză de capră. Și cum adică brânză maturată din lapte e capră? Explică-mi. Brânză maturată? Da. Maturată, nu maturată. Maturată, păi e maturată. Ajută-mă! Imaturată! Da, nu înțelegi ideea de maturare? E lăsată... Nu! În... Madură! Deci, îi da, făcută din lapte de casă și lăsată la maturată. Adică lăsată la... ca și slănina. Urdă! În saramură, nu? A, urdă? Nu, brânză! Vreau brânză! Dar brânza asta e săracă? Nu, scuze-mă, le-am brânzat. Da, brânză dulce sau brânză puturoasă să nu fie săracă? Păi mai bine brânză puturoasă. Asta e brânză puturoasă și asta ce e? Aia e brânză maturată. Acră. Da. Nu. Prin... cum se numește? Telemea de capră. Dar telemeaua mereu e sărată, așa e? Și de ce se vinde atâtea telemea? Lumea îi place telemea. Asta ce e? Aia e dulce, că e mozzarella, sunt tinde. Urdă dulce de vacă, cum e aia? Urdă dulce de vacă. Nu știu, dar nu-ți recomand. De ce? Poate se transformi. Dar cum arată? Poți să faci mu. Da. Mu. Poate te transformi la cum arată.
Nu, cum vor astea două nori? Nu mi-a părea rău. Două gelate picante. Hai, lasă-mă. Da, e foarte bună. Ore, nu mi-a părea rău dacă cumpăr astea două. O să-ți pară, sigur rău. Poți să le duc înapoi, pa, să le schimb. Pa, dragă. Pa. Nu, am vrut să filmez Jägermeisterul. Ce? Am vrut să filmez Jägermeisterul și... Supa de pui. Și supa de pui. Și acum merge Cristi cu coșul. O băgat 50 de bani sau o băgat altceva? Vorbeam cu tine și te-ai băgat în mașină. Da. Vorbeam cu tine și te-ai băgat în mașină. Dar ce dorești, mai? Că dacă Cristi nu băga 50 de bani, acolo nu mergea cu coșul. Adică, da, dacă băga un bolovan, lăsa coșul aici, abandonat. Da. Eu e că plecați fără mine, stai. Nu, nu, blochează ușa. Blochează ușa. Până la urmă, haideți să vă arăt ce brânză am cumpărat. Am cumpărat urdă dulce de vacă și am cumpărat aceste... această brânză de caplă, capră și nu am probat încă brânză proaspătă din lapte e capră, nu am probat încă această brânză, dar această urdă am probat-o și chiar îmi place foarte mult, așa că nu-mi pare rău că am cumpărat-o și cum e 2 dimineața și nu am somn, am spus hai să vă arăt ce brânză am cumpărat până la urmă, să nu rămâneți cu curiozitatea, să nu fiți curioși. Și cam atât. Asta e frigiderul. Mama care prinde toate, cum am venit eu, și deja urlă frigiderul ca să-l închid. Hai să închidem frigiderul. Noapte bună!